pentru programul Tomata, în ședința de guvern de ieri, 8 iunie 2022, s-a decis prelungirea perioadei de valorificare a producției, decalarea termenului de la 10 iunie la 1 iulie. Această decalare vine, de asemenea, vine cu o decalare a termenului de depunere a dosarelor de plată de la 30 iunie la 30 august și, bineînțeles, a plăților de la 15 iulie la 15 septembrie. Aceste măsuri au fost luate datorită, în principal, datorită condițiilor meteo din această primăvară. La Direcția Agricolă Dâmbovița avem depus 119 dosare, solicitări pe acest program, dintre care au fost realizate vizita a doua, vizita când se evaluează producția, au fost realizate 17 vizite. Deci din 119 până astăzi erau realizate 17. Dacă nu ar fi fost această prelungire, mai avem încă 9 cereri în lucru depuse ieri și astăzi, adică până la această oră, probabil vor mai veni astăzi. Dar termenul era mâine. Foarte mulți dintre fermieri nu ar fi beneficiat de aceste măsuri, de acești bani. Un al doilea aspect pe care trebuie să-l comunicăm și este foarte important, am constatat că fermierii și cetățenii nu cunosc procedura sau nu sunt în temă cu posibilitatea obținerii de compensări pentru calamități naturale. Și trebuie să anunțăm că există două proceduri pentru situația în care o cultură a fost calamitată. Există o procedură pe codul fiscal în care, de care pot beneficia toți fermierii care plătesc impozit la norma de venit. Adică PFA-urile, IU-urile, IF-urile și persoanele fizice depun o solicitare la primăria de care aparțin cu mențiunea că este fundamentată pe codul fiscal, iar primăria convoacă mai departe comisia. Aceștia obținând, în funcție de suprafața calamitată, obținând reducere de la impozitul pe suprafețele respective. Adică este un ajutor de care ei beneficiază imediat. Nu au nevoie să se aloce bani de la guvern, nu au nevoie să aloce bani de la minister pentru a fi ei ajutați. Este o subvenție cumva automată la plata impozitului, mergi cu procesul verbal semnat de comisie și ți se scade procentual în funcție de suprafața calamitate. Și a doua situație în care fermierii pot beneficia de ajutoare în cazul unor calamități naturale, este procedura pe ISU. Cererile se depun la fel la primărie. Primăria transmite către prefectură, către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care, prin ordin de prefect, întrunește o comisie de constatare a faptelor și să vă arăt ce avem în Vălen Dâmbovița, cum au ajuns merele de pe Valea Dâmboviței, în urma calamităților de 16. Astăzi este deplasare în teren, ISU Dâmbovița merge acolo. Încă nu avem o estimare a pagubelor de pe toată zona. Oamenii trebuie să știe că trebuie să acceseze și să solicite compensări pentru calamitățile pe care le suferă. Într-adevăr, pentru procedura pe ISU, acolo se așteaptă alocare de fonduri de la guvern, de la minister, în cazul în care acestea sunt, fermierii beneficiază. Dacă nu sunt bani, nu beneficiază. Însă dacă nu ai făcut toată procedura, dacă nu ai făcut vizita în teren, estimarea pagubei, cu siguranță nu vor putea beneficia de nicio compensare.